Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Am aflat de ce se scarpină urșii cu spatele de copac. După ce mai multe exemplare au fost filmate în mulți bucegi, am cercetat și am aflat și explicația. Se pare că acest obicei amuzant al urșilor are dublul rol. Își scapă de paraziți și, în același timp, își marchează teritoriul. Asta înseamnă că ceilalți urși imediat mirosul l-a lăsat pe arbor și își caută alți pomi de care să se scarpe. Urșii au miros foarte dezvoltat, de 5 ori mai bun ca al omului. Ursul brun este un animal îndrăgit și foarte puternic, care trăiește pe teritoriul României. Urșilor le plac foarte mult mierea de albine, însă nu refuză nici ciupercile de pădure sau fructele de pădure, merele sau perele. Atât despre urșii bruni și obiceiurile lor amuzate. Eu sunt Natalia, numai bine, pe curând!